eleva de excepție a școlii Oltene Diana Țolu, a făcut parte alături de Andrei Mărginean, ICHB Andrei Moldovan, școala gimnazială numărul 79 București, Vlad Vergelea, ICHC, Ioana Popescu, școala europeană București și Justinian Constantinescu, școala gimnazială George Bacovia București, din lotul echipei României care a participat la cea de-a 22-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ce s-a desfășurat la Rodos în Grecia în perioada 19-24 iunie 2018. 18. Rezultatele obținute au fost unele de excepție, toți componenții echipei noastre au obținut premii. Diana Zolu a adus pentru învățământul slătinean prima medalie de aur la această competiție. Astăzi, la sosire acasă, ea a fost întâmpinată pe aeroportul otopen de părinți, o parte din profesorii săi, dar și dintre colegi. Campioana noastră va ajunge la Slatina abia în zilele care urmează. Medalia de aur obținută de Diana la Balcaniadă este cea mai mare performanță a ei, dar nu este singura.